Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Evernote. Evernote este una dintre primele aplicații pentru a-ți păstra, sigur, în cloud, toate notele pe care le iei online. Mergem și deschidem în browser evernote.com. Să vedem ce facilități ne oferă Evernote. Dăm la Features și vedem că putem sincroniza și organiza notele. Putem să avem un web clipper în Evernote. Putem de asemenea să adăugăm sarcini, să avem un calendar, să avem template-uri, să scanăm documente, să căutăm și vedem pagina de start Evernote. Iar apoi, în partea dreaptă, dacă dăm pe Download, ne apar aplicațiile pe care le putem instala de la Evernote. Vedem că este disponibilă în magazin Play și în App Store. De asemenea, ne zice că putem să salvăm aproape orice în cloud cu Web Clipper. Și ne zice un scurt ghid de început despre Evernote sau Get Web Clipper. Trebuie să vă spun că este o extensie Google Chrome. Dacă apăsăm Get Web Clipper, vedem aici instalați. Vedem că eu deja o am instalată. Ne întoarcem la Evernote și ne vom apăsăm pe Login. Și după ce ne-am logat, ne apar aici notele, sarcinile, notebook-urile noastre. Bun, haideți să vedem cum postăm de pe Evernote. Mergem la un blog, deschidem o pagină a blogului și dăm click pe elefanțel, Clip to Evernote. După ce am dat Clip to Evernote, ne apare ca și articol, ca pagină întreagă, ca bookmark sau ca screenshot. Screenshot înseamnă că facem o captură de ecran și ni se duce în Evernote. Și putem să adăugăm un tag. Bun. Acum eu voi face un screenshot. Clip to a new notebook. Îi dăm denumirea platforme. Online. Da? Apăsăm Create și am creat notebook-ul nostru. Și dăm Save Clip. Și vedem că apăsăm View in Evernote. Dăm continue în browser. Și vedem că nota noastră a fost publicată pe Evernote și se poate citi. Da? Bun. Haideți să vedem încă o notă. Cum o putem publica pe Evernote? Apăsăm pe Clip to Evernote, pe elefanțel. Și dăm full page, adică pagina întreagă. Apăsăm apoi Save Clip. Adăugăm programare ca și tag. În virgulă și ne apare așa. Adăugăm în platforme online. Pagina întreagă, Save Clip.
Vedem că se sincronizează. Dăm View in Evernote. Continui în browser. Și vedem că în dosarul platforme online a fost adăugat și acesta complet. Vedeți? Dacă mergem pe Evernote-ul nostru, vedem la ultimele note și cele două care tocmai le-am realizat. Aceasta a fost aplicația Evernote. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.